свободна вяра, казвам, че десните бабърси да ги муса на носите трея. Да, ми спомняша. Сухата е мел и не повязва на долу. Що че е стърмина за дърните, за мога да вича да спомня. Суфлета е мера, би не ковитя за гадон. Шину и таничко на антиминопача ви дърне. Шпра се пачам шина е шат на миняца аста, се не спулен той и нолаш. Суфлета е мера, би не ковитя за гадон. Пате кърно не ви не трябва шот, шину не ви не шат лом на това. Я трябва се лом от дечиния на миняца аста. Ще се спулен дърне, трябва се телао. Суфлета е мера, лао дър гадон. Хелло, тъна ди миняца, лао дър гадон. Дече, Înversetele următoare spunea așa despre Dumnezeu. Dumnezeu îți iartă toate nelegiurile, nu unele, toate nelegiurile. El îți vindecă toate bolile. Nu doar problemele de cap și de minți și de spate. Toate bolile. Îți răscumpără viața de durată. Te învăluie cu îndurare și cu mine. Îți satură de bunătăți dorințele tale și astfel te face să împlinești ca Bogul. Dacă te simți obosit în dimineața asta, m-a ieșit și mi-l-au știit de căldură. Am o veste foarte bună. Dumnezeu poate să te facă să întinerești ca vulturul și să fii super fresh. Haideți să lăudăm pe El, pentru că El e vulentul.
Thank you.
dacă v-ați întrebat ce legătură este între acest facă-se voia ta, vie împărăția ta și a ta este slava, cinstea, gloria și onoarea. Slava, cinstea, gloria și onoarea lui Dumnezeu este în măsură în care voia Lui se face. Din împlinirea voii Lui este slavă, cinste, glorie și onoare. Și nu știu dacă te-ai întrebat care este rolul tău în facă-se voia ta. Și ca și părinți știm care este rolul copiilor atunci când trebuie ca să facă ceea ce le spun părinții. Această simplă declarație face se voia ta nu are nicio valoare dacă noi nu împlinim voia Lui. Noi suntem cei care împlinim voia Lui Dumnezeu. Noi suntem cei care trebuie să mergem pentru lucrurile Lui. Atunci voia Lui se face. Voia Lui nu se face prin drăznete fulgere, ci se face prin copii ascultători. Amin. Despre Domnul Iisus Hristos, Cel care a declarat, Cel care ne-a învățat această rugăciune, Cel care a împlinit voia Tatălui, care a spus și care a avut ca mod de viață, facă-se voia ta. Biblia ne spune că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cel care a făcut voia Tatălui atunci când n-a avut chef, atunci când nu i-a plăcut, dar El a făcut voia Tatălui. Nu știu dacă te-ai întrebat care este rolul meu în faptul că voia lui Dumnezeu trebuie să se facă. Voia lui Dumnezeu trebuie să împlinească, dar se împlinește câtă vreme eu mă duc pentru lucrurile astea. Când merg să fac lucrurile astea. Cineva spunea că nu este nimic cool în a merge pentru voia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că nu există un lucru mai tare decât a merge pentru voia lui Dumnezeu. Amin. Amin. Nu este un lucru mai tare decât a merge pentru voia lui Dumnezeu. Nimic altceva nu te împlinește, nimic altceva ne aduce mai multă bucurie și împlinire decât voia lui Dumnezeu în viața mea și în viața ta. A-L onora pe Dumnezeu nu înseamnă a cânta, este grozav. El merită cântecul nostru, merită să fie cântat. A-L onora pe Dumnezeu nu înseamnă a vorbi. A-L onora pe Dumnezeu înseamnă ca ceilalți din jur să zică despre tine, ăsta e copilul lui Dumnezeu. Atunci îl onorează pe Dumnezeu. Aia înseamnă onorare lui Dumnezeu. A-L onora pe Dumnezeu nu înseamnă a vorbi de bine despre Dumnezeu și a vorbi de rău despre aproapele tău. Pentru că o să zic că aia lasă-mă în pace și cu ăla, că numai venin are în gură. Tată ziua, îi laudă Domnului, dar când e vorba despre mine, numai mă spurcă, tată ziua. Nu e același. A-L onora pe Dumnezeu înseamnă a-L glorifica pe El și a-L glorifica pe Hristos în El. În Cel de lângă mine. Aia înseamnă a-L onora pe Dumnezeu. A-L onora pe Dumnezeu înseamnă a merge și a asculta în toate lucrurile. A-L onora pe Dumnezeu înseamnă a spune da atunci când El te cheamă. Când El te cheamă la împărăție. Când te cheamă la extinde împărăția Lui. Și de multe ori, nu sunt cele mai confortabile lucruri. Nu sunt cele mai lejere lucruri a merge pentru împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că totdeauna înseamnă a renunța la împărăția ta pentru împărăția Lui. Adică, nu fac ceea ce îmi place mie, ci fac ceea ce îi place Lui. A merge pentru împărăția lui Dumnezeu totdeauna înseamnă un cost de plătit, un preț de plătit. Dar vreau să vă spun că tot ceea ce este dincoace de virgulă a plătit Dumnezeu. Noi plătim doar ce-i dincolo de virgulă, mărunțișul. Pentru că tot ceea ce trebuia făcut, a făcut El. Dar noi nu facem așa decât să împlinim ceea ce El deja a făcut pentru noi. Dar mi-am propus ca să ne uităm la câteva lucruri care sunt importante pentru viața noastră, pentru fiecare din noi.
Și astăzi vreau să vorbim despre ceva foarte drag inimii mele. Noi zicem că Domnul Iisus a venit să ne salveze de ea. Și ok, putem valida lucrul ăsta. E un lucru grozav. Este o parte. Dar vreau să vă spun că Biblia ne spune foarte clar că noi suntem răscumpărați pentru glorie. Noi suntem răscumpărați pentru glorie. Noi suntem răscumpărați pentru glorie. Dumnezeu nu ne-a răscumpărat doar ca să ne scape de ceva, ci ne-a răscumpărat pentru un destin extraordinar. Și destinul ăsta este să fim și cu El totdeauna în glorie. De aceea vreau să știm că lucrurile care sunt, prin care trecem în perioada asta, nu ele sunt scopul, ci ele sunt perioada în care Dumnezeu ne aruncă, ne catapultează spre glorie, aduce gloria Lui. De ce nu? Focusul nu este pe ce se întâmplă, pe probleme, ci focusul este pe ceea ce are Dumnezeu în plan pentru noi. De-aia spuneam altă dată că Matei 24 nu este scopul lui Dumnezeu, ci sunt condițiile în care Dumnezeu revarsă Duhul Lui. Pentru că Domnul Iisus spune ce se va întâmpla zilele de pe urmă ca și condiții, dacă vreți ca și condiții meteo, dar, pe de altă parte, Dumnezeu ne spune, ok, în timpul ăla, când lucrurile astea se întâmplă, vreau să știți că eu vă iubesc. Și Dumnezeu spune, eu iar în zilele de pe urmă, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Este pe aici orice făptură. Vreau să vă spun că este timpul revărsării Duhului. Nu cântărai, ci mai mult. Mai mult și mai mult. Și de ce vreau să știți că în toate lucrurile pe care le vedem, lucrurile prin care trecem, sunt o perioadă pentru a intra în glorie. Și pentru că suntem într-o vară fierbinte, este unul din subiectele fierbinți. Și așa ca să ne facem timp, să ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nicăieri nu găsim răspunsul la întrebări, nicăieri nu găsim lămurirea lucrurilor decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că noi suntem destinați glorie. Romani 8, 29 și 30 spune așa, căci pe aceea pe care i-au cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Ne-a fost hotărât pentru un anume lucru, acela de a fi asemenea chipului Domnului Iisus Hristos. De ce ne-a ales Dumnezeu? Și pentru că El ne-a ales pentru lucrurile astea, Dumnezeu a făcut tot ce trebuie ca noi să ne potrivim, să ajungem să ne potrivim chipului Fiului Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu putem să ne potrivim prin eforturile noastre, nu ne putem potrivi prin aranjamentele noastre, nu ne putem potrivi și aranja la cafor, la manicură, nu ne putem nici la să mergem la un estetician ăsta să ne facă facelift. Nu! Singurul care poate să facă lucrul ăsta este Dumnezeu însuși prin lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să știu și azi vreau să merg cu gândul acesta. Eu sunt destinat glorie. De aceea, finalul promisiunilor din Apocalipsa, capitolul 3, când Iisus promite bisericilor și are lucruri pentru biserică, finalul este cel ce va biblii, voi da să sta împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Este un loc al glorificării, un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și spune așa, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Ești tu chemat? Dacă ești aici, ești unul chemat. Ești unul, chiar dacă n-ai răspuns, da, chemării, este un loc al chemării. Să fii asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a socotit neprihănit. Pentru că te-a chemat. Nu trebuie să faci nimic, Dumnezeu deja te-a socotit neprihănit. Îți dai seama ce grozav lucru. Numai pentru că te-a chemat, te-a și socotit neprihănit. Bineînțeles că sunt lucruri care, etape pe care trecem, dar El deja a zis, ok, l-a chemat pe Bali, dar e neprihănit. E neprihănit. Și așa că nu prea contează ce zic unii și alții, contează ceea ce zice Dumnezeu. Nu contează că lucrurile despre care vorbim și modul în care ne închinăm, strânește împotrivire. Îmi zicea cineva, dacă stau bine și mă gândesc,
Și lucrarea Domnului Iisus o strâng din numai împotrivirea. S-ar putea ca voi să fiți în poziția cea mai bună. Iar pe aceea pe care i-ați făcut neprihăniți, i-a și proslăvit. A fi proslăvit înseamnă că Dumnezeu deja vorbește lucrurile care vin din glorie peste tine. Dumnezeu deja te tratează ca un rege și tu trebuie să te tratezi ca un rege. Dumnezeu îți dă favoare și îți spunea vineri seara la rugăciune că este mare diferență între unul care este rege și unul care este slujitor. Și noi ne-am chemat ca, Dumnezeu ne-a chemat ca să fim regi. Atunci când merge un slujitor pe holul palatului, bate la toate ușile. Și dacă îi se deschide, intră, dacă nu, stă lângă ușă. Dar când merge regele, numai când e iau slujitorii pasul, iau poziție de drept și deschid ușa. La fel, în prezența noastră, Dumnezeu deschide uși de favoare. Dar numai atunci când umbli în identitatea ta, în egalitatea ta. Altfel nu te poți aștepta. Dacă cerșești, nu-ți răspunde. Dar când intri în identitatea ta, la ușile de favoare se deschid. Atunci când vorbim despre asta, înțelegem că glorificarea, destinul nostru, are câteva lucruri premergătoare, nu se întâmplă peste noapte. Nu poți să zici, da, într-adevăr, dacă ești ca și tâlharul prins la chiar înainte de a te ciorni cu camionul, urmează imediat glorificarea. Dar fiecare din noi suntem chemați să trăim o viață pentru Iisus Hristos. Și totul începe cu justificarea. Cu această socotirea noastră de ca neprihăniți ca și drept. Spune că pe aceea pe care i-a hotărât, i-a socotit neprihănit. Dumnezeu așa ne socotește, așa ne consideră, așa ne ia. Această justificare este lucrare exterioară nouă. Nu am făcut nimic pentru justificare. N-am făcut nimic pentru mântuirea noastră. Deci el spune la unii care vin și spun, oh, ca să mă botez trebuie să mă calific, trebuie să fac foarte multe lucruri. Și spun, să crezi tu că trebuie să faci, pentru mântuirea ai făcut cea? Păi nu! Și atunci pentru botez, ce trebuie să faci? Biblia spune, sunt foarte fain. Cine crede, se botează. Nu cine crede, se califică ca să boteze. Primul act al ascultării, primul gest de ascultare a omului care l-a primit pe Hristos, care s-a mântuit, este botezul. Da, Doamne, tu ai spus lucrul ăsta, ca famenul. Uite, apă, ce mă împiedică? Eu vreau, tu vrei, Dumnezeu vrea trecerea. Lucrurile sunt foarte simple și lucrurile sunt foarte directe. Este o lucrare care vine din jertfa Domnului Iisus Hristos, deci o lucrare exclusivă Lui. Justificarea este darul Lui Dumnezeu. Nu trebuie să faci nimic pentru El. Mulțumim, Doamne, că oricum nu rezolvam nimic. Apoi este regenerarea. Lucrarea de justificare este continuată de regenerare în viața noastră și regenerare înseamnă eliberare. Dacă până acum am umblat robit de păcat, urmează regenerare, urmează vindecare și inclusiv vindecarea fizică este parte din această regenerare. Trupul meu nu mai este sub robia, sub domnia păcatului, care domnia păcatului se manifestă prin boală, prin moarte, prin posesie demonică, nu mai este. Deci este normal ca vindecarea care Iisus a executat-o la cruce, când a strigat, s-a sfârșit, este normală. Viața mea și este o dovadă a regenerării. Dacă eu merg din rău în mai rău, înseamnă că lucrurile astea nu sunt în viața mea. Mulți spun, prin asta trebuie să împlinim ceea ce lipsește jertfei lui Iisus. Jertfei lui Iisus nu lipsește așa ceva. Jertfei lui Iisus îi lipsește propovăduirea aia împlinit Pavel și aia spune Pavel prin tot ce, prin suferință, prin tot ceva. O fac pentru ca să propovăduie jertfa Domnului Iisus Hristos. Mulți spun, rușine trebuie să suferim că Domnul da, a suferit degeaba. Sau a suferit incomplet, nu, a suferit totul. Ca noi să nu mai trebuiască să trecem prin asta. Este normal, dacă te duci acolo în sat și predici Evanghelia și îți dă cu teatru în cap pentru aia, aia înseamnă că tu completezi ceea ce lipsește suferințelor Domnului Iisus. Dar nu că mănânci cum nu trebuie și te trezești cu ulcer, cu cancer, cu alte lucruri care sunt efectul direct al păcatului și prostiei combinate, nu are nimic de a face cu suferința pentru Hristos.
Dar vreau să spun astăzi un lucru bun. Există vindecare atunci când îți iei tine și spui, Doamne, lucrurile astea n-au ce căuta trupul meu. În numele Lui Iisus iau vindecare. Când aduci vindecarea, scoate afară. Este ca și când bari acolo, e o greutate mare cu toi, tot ce nu trebuie să fie acolo de afară. Exact așa e. Când îl pui pe Hristos, tot ce nu este la locul Lui este afară. Și asta, asta vine în timpul regenerării. Imediat și în mod continuu începe simțirea. Este o simțire care vine din El. Este o simțire atribuită, pentru că dintr-o dată eu nu mai sunt văzut unul păcătos, unul care nu poate să intre în prezența lui Dumnezeu, și dintr-o dată sunt văzut prin lentila lui Hristos de către Dumnezeu. Dumnezeu spune niște ochelari special pe care scrie Iisus Hristos. Și se uită la vale și zice, oh, Iisus Hristos. Doamne, dai vale, zice, poate zici tot. Nu, nu, eu văd pe Iisus Hristos. Este sfințenia Fiului proiectat Dumnezeu. Dar instantaneu cu aia trebuie să lucrez. Există o sfințire la care eu sunt chemat. Sfințirea înseamnă să mă pun deoparte. Dacă până acum eram specialist în dat cu cinciul, acum am devenit specialist în dat cu sapul. Dacă până acum eram specialist în a vorbi de rău, de acum devin specialist în a-l onora pe celălalt. Este sfințenia care vine prin punerea mea deoparte. Asta nu se întâmplă. Dumnezeu nu o să vină să îți pună la mâna la cură de câte ori îți vine să zici cuvinte rele și să te forțează să iasă altceva pe nas. Nu! Este sfințirea mea cu care eu trebuie să o fac. Este partea mea. Sfințirea Lui este darul Lui. Pentru această sfințire pe care eu o lucrez, Dumnezeu are lucruri, are cununi de glorie, 5 cununi speciale. Știți ce zice Dumnezeu? Ok. O renunța la lucrurile alea, dar nu de ce mai dau o cunună. Iubește venirea mea. Până acum vorbea numai nasoală, dar de acum spune, vino Doamne Iisuse, am o cunună pentru ea. Până acum nu-i păsat de nimeni, dar de acum păstorește. Are 3-4 băbuțe vecini, se duce și le întreabă cum stau, le dă o zamă, se roagă pentru ele. Păstorește. Nu trebuie să ai amor să păstorești, trebuie să ai inimă să păstorești. Că asta poți să faci profesional, dar Hristos vrea de inimă, lucrător de inimă. Și lasă te cheamă. Deci este acest aspect al Sfințenii la care fiecare din noi suntem chemați. Și nu poți să condamn pe nimeni și nu poți să condamn pe Dumnezeu că nu ai un start bun. Vedeți, noi mergem din glorie în glorie. Deci din gloria Lui mergem spre glorie. Din Sfințire spre Sfințenie. Dar El ne dă pornirea, niciodată nu pornim de la zero, ci pornim din El, ca să ajungem mai sus. Și abia apoi vine glorificarea. Dacă pentru justificarea noastră, pentru mântuire, Iisus Hristos a trebuit să vină ca și mântuitor, ca și salvator, pentru glorificarea noastră trebuie să vină ca Domnul Domnilor și Regele Regilor. Atunci a venit ca să aducă mântuirea, acum vine să aducă gloria, de-aia vine ca Domn al Domnilor. Știți? Noi spunem că Iisus este Domnul Domnilor. Și primarii sunt Domn, președinții sunt Domn. El este Domnul lor. Nu e adevărat. El este Domnul Domnilor și Domnilor de ei. Pentru că El, nu, El este Regele Regilor și Reginelor de aici. Asta spune Biblia. Și de aia vine pentru glorificare, ca să ducă pe toți. Pe mulți vin la slavă, ca El să fie cel din tâi, dintre mai mulți frați și surori. Așa că, dragii mei, ceea ce Hristos a început, El va sfârși cu glorificarea. Și acest timp al glorificării este un timp extraordinar. Aș putea să definez glorificarea ca fiind starea omului justificat în viața căruia regenerarea și sfințenia au ajuns desăvârșită. Și au făcut desăvârșită lucrarea. Când care ajunge să spună ca și Pavel, mi-a sfârșit alergarea. De acum așteaptă cunună. Acest om este gata să intre în glorificare. Dar Domnul Iisus trebuie să se întoarcă ca Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Până nu se întoarce în această postură, nu are loc glorificare. Dar vreau să știți și să vă reamintesc. Noi suntem destinați glorie. Sunteți destinați glorie. Ești destinat glorie. Ești destinat glorie. Nu contează ce faci acum. Tu ești destinat glorie. Nu contează cum arăți acum. Ești destinat glorie. Nu contează prin ce treci acum. Ești destinat glorie. Pentru că de aceea ne-a ales Dumnezeu și ne-a destinat glorie. Trebuie să subliniem lucrurile astea, să le știm.
Și să mergem pentru El. Pentru că dacă nu vedem lucrurile așa, vom vedea cum vede lumea. Vedeți, din punct de vedere al lumii și al lui Satan, El vorbește despre aceste lucruri ca despre sfârșitul lumii. Și mulți vorbesc despre asta ca despre sfârșitul lumii. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, în ce vorbește despre începutul glorificării. Sunt două perspective total diferite. Și vreau să vă să știm de aia. Nu trebuie să ne temem de sfârșitul lumii. Noi ne bucurăm de începutul glorificării. De aceea spune că Duhul și Mireasa strig, vino Doamne Iisuse, diavolul și lumea spune, ho, ho, mai stai, mai lasă-l. Nu, nu, El vine și El nu întârzie. Dar vreau să știm că aceste lucruri sunt pentru glorificare și este timpul glorificării noastre. Dumnezeu are un plan extraordinar pentru fiecare din noi. Are un loc extraordinar pentru fiecare din noi. Și asta este nădejdea noastră. Asta este așteptarea noastră. Și trebuie ca aceste lucruri să vină pentru ca să intrăm în glorie, să intrăm în destinul nostru. Și atunci când vorbim despre ele, știm că e o mare provocare să vorbim oamenilor despre nădejdea noastră. Nădejdea noastră este legată de Iisus Hristos. Este legată de întoarcerea lui. Pentru că dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Domnul, spune Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar noi ne-am pus nădejdea în El pentru gloria care vine și care o aduce pentru noi atunci când se întoarce. De aceea așteptăm pe El să vină împreună cu toți Sfinții pentru ca gloria Lui să se reverse. Așa că, dragii mei, să știți, suntem destinați glorie. Ceea ce urmează este gloria. Nu, necazul. Necazul este pentru lume. Este pentru diavol, este pentru cei care sunt jenduri. Pentru copiii lor este gloria, ceea ce urmează. Și Pavel spune în Roman 8:24, căci în nădejdea aceasta am fost mântuit. Pentru asta am fost mântuit. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede nu se poate nădăjdui. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Iar când vorbim de mântuire, nu vorbim de ceva ce nădăjduim. Mântuirea este un lucru sigur. De ce la întrebarea, ești cu mântuire, răspunsul trebuie să fie 100%. Da! Dar de unde știi? De aici. Pentru că Biblia spune, cine are pe Fiul, are viață. L-a pe Iisus Hristos, este Domnul meu, l-a pe Fiul, am viață. Orice altă opinie, nu contează. Ideea de genul, Domnul știe. Dacă El știe, îmi pare rău, nu am nici greșeft în treaba asta, dacă nu mă ia și dacă nu știu și eu, nu am câștigat nimic. Dar El vrea ca eu să știu, pentru că mântuirea este pentru mine, nu pentru El. De aceea eu trebuie să știu lucrul ăsta. El știe, dar eu trebuie să știu, pentru că trebuie să trăiesc ca atare. Și Pavel spune, căci în nădejdea aceasta am fost mântuit, mântuirea este ceva ce la timpul trecut, iar nădejdea glorificării este ceea ce urmează să vină. De aceea vreau să înțelegem că noi ca biserică trebuie să gândim unitar pentru a acționa unitar. Pentru a merge unitar pentru lucrurile. Trebuie să gândim la fel, să vedem lucrurile la fel și știm că atunci când gândim, cum spune Scriptura, viața noastră este pe linia lui Dumnezeu și mergem pe asta. Nu are rost ca să ne lăsăm duși de rând de cei care cred că totul se termină. Că omul atunci când moare este anhilat, alții spun că dispare, alții cred în reîncarnare. Nu există așa ceva. Omul a fost creat fiecare după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă mă întreb cu cine seamănă mai bine, cu mama sau cu tata, îți spun că seamănă cu tata. Amin. Tu trebuie să poți spune oricând când te treabă ceea cu cine seamănă cu tata. Amin. Probabil că am fizionomie care seamănă cu unchiul, cu mătușa, cu tata, cu mama, cu bunicii, unde o fost genele mai tare, dar ca și chip și asemănare, seamănă cu tata. Ăsta este destinul meu, să fiu împreună cu El. De aceea, El ne-a creat pe fiecare. Fiecare din noi suntem un produs unic al lui Dumnezeu. În fiecare din noi, Dumnezeu a pus din Duhul Lui. Dumnezeu s-a pus în fiecare din noi. Nu înseamnă că Dumnezeu s-a creștiat. Spun unii, nu. Dumnezeu a investit în fiecare din noi. Din Duhul Lui. Și ce a pus în noi, din El, Dumnezeu, este veșnic. De aceea și noi suntem veșnic. Noi nu putem ca să dispărem, să fim anhilați, pentru că este Dumnezeu în noi. Dumnezeu locuiește în noi.
Și lucrurile astea trebuie să se sfârșească, pentru că lumea aceasta, tributarea păcatului, trebuie să ajungă la un sfârșit. Lumea aceasta de sub domnia păcatului trebuie să ajungă la sfârșit. Trebuie să ia sfârșit domnia lui Satan asupra lumii, pentru că acum el este stăpânitorul veacului acestea, dar cel care urmează să vină și să domnească pentru totdeauna este Iisus Hristos. El este Domnul Domnilor și Regele Regilor și împărăția lui nu va avea sfârșit. Apoi trebuie să termine existența umană în trup supus suferinței și morții. Pentru că ori de câte ori am fi vindecat, să fim vindecați de toate bolile, până la urmă tot trebuie să murim, că nu prea să poate, că să degradează. Și spunea cineva, cea mai grea boală este bătrânețea. Cea mai grea boală este bătrânețea. De la o vreme devine cea mai grea boală. Și trupul acesta supus bătrâneți, morți, bolilor, trebuie ca să fie eliberat. Mediul înconjurător așteaptă răscumpărarea. Romani 8:19 până la 23 spune că firea suspină și așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Descoperirea fiilor lui Dumnezeu înseamnă glorificarea fiilor lui Dumnezeu, pentru că ce descoperi? Noi suntem fii astăzi. Ce vom fi, că nu s-a arătat, dar știm că vom fi ca și Iisus. Și firea așteaptă această descoperire, această anunțare oficială în lumea întreagă ca fi a lui Dumnezeu. În aceeași natură cu Iisus Hristos. Pentru că firea știe că în momentul acesta ea intră în restaurare. Firea așteaptă restaurarea ei. Pentru că blestemul asupra Pământului a venit datorită blestemului pe care Dumnezeu l-a rostit asupra omului, datorită păcatului. Și mă uitam dimineața și la un moment dat Dumnezeu mi-a spus, Vale, spune-ne că la fel cum pământul care era în domeniul omului a fost blestemat datorită omului care era în poziție de autoritate. Spune bărbaților din Filadelfia, spune tăților din Filadelfia, că trebuie să se ridice identitatea lor de tați, de bărbați. Pentru că dacă ei trăiesc sub blestem, blestemul este peste toată familia lor. Pentru că este domeniul lor. Fiecare bărbat este chemat să ridice familia lui la cinste, la onoare, la glorie. Nu se aducă cu Domnul și zice, Doamne, cum se face lucrul ăsta? Întocmai cum Adam a dus blestem peste tot, pentru că el a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, atunci când ieși de sub autoritatea lui Dumnezeu, atunci tot ceea ce vine din intrarea sub altă autoritate. Blestemul, moartea și tot ce este a venit datorită faptului că Adam a intrat sub autoritatea lui Satan. Intrarea sub autoritate și ieșirea de sub autoritate este prin ascultare și neascultare. Dacă intru sub autoritatea lui Dumnezeu, prin ascultarea de el, când zic, voia ta să-mi fac în viața mea, atunci merg pentru voia lui Dumnezeu. Nu doar, nu merg prin declarație, ci prin intrarea sub autoritate, prin a asculta ce spune. Sau, când ești de sub autoritatea lui Dumnezeu, intri automat sub autoritatea Domnului. Sunt numai două autorități. Autorități în contradicție. Când ascult de una, o respingi pe cealaltă. Nimeni nu poate sluji la doi domni, spune Domnul Iisus Hristos. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu puteți, nu poți. Așa că trebuie să înțelegem lucrul ăsta și vreau să-l luați foarte serios, dragii mei bărbați. Luați-o foarte serios. Dacă vreți să aduceți binecuvântarea peste casa voastră, intrați-vă în poziția voastră de autoritate pe care Dumnezeu vă dă. Dacă vreți, doamnelor, să fiți binecuvântate, ajutați-vă soțul să intre în destinul lui de autoritate. Nu îl săpați. Chiar dacă atunci când Dumnezeu a creat femeia, în ebraică, în original, spune că femeia va fi împotrivă. Adică femeia va fi cea care va obliga să meargă în destinul lui. Nu este multe femei, cred că eu trebuie să fie împotrivitare toată ziua. Și dimineața mă distram, era cu geamul deschis, era jos în birou, nu știu, era în camera aia și din locul vecin, la un moment dat, o familie. Taci cu muta! Taci cu muta! Și mă duc și spun la noștri la zi. Acolo era împotrivire care nu trebuie. Există o împotrivire foarte sănătoasă. A, n-am chef, drag, nu.
Dumnezeu, ai un destin. Amin. Familia noastră are un destin. Mă împotrivesc la acest nu pot al tău, mă împotrivesc la acest nu vreau al tău. Tu ai un destin de făcut. La împotrivirea asta se referă. Pentru împotrivirea asta. Pentru că la Adam i-a fi plăcut să stea sub copa, mai mică decât o pară. Hai, bem o par da parede, da Dumnezeu la chemat să domnească. Dumnezeu la chemat și dacă vă uitați în istorie, dacă vă uitați în istorie, cei mai mulți regi au ajuns acolo în mici de femeie, în poziția lor. Mari oameni au avut în spate fie o soție, fie o mamă care l-a prins în destin. Pentru că, bine că de multe ori a fost cu scop manipulativ. Lasă că te pun eu pe tine acolo, că pe urmă eu te manevrez. Dar asta este scop. Trebuia să spun lucrul ăsta. E foarte important și foarte benefic pentru noi. Trebuie să știm că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Și vreau să vă aduc câteva argumente în favoarea sfârșitului. Biblia vorbește foarte mult de sfârșitul lumii acestea ca sistem. Nu de sfârșitul lumii. Eu nu cred de sfârșitul lumii. Pentru că lumea abia a început. Are 6.000 și ceva de ani, abia a început. În economia lui Dumnezeu este, hai să zicem, o clipeală de om. Este un pornit de deget în economia veșnică a lui Dumnezeu. Lumea abia a început. Dar este un timp al sfârșitului lumii ca și sistem opozat lui Dumnezeu. Și acest lucru trebuie să se întâmple și trebuie să se întâmple, pentru că urmă atunci vine glorificarea. Și vreau să vă aduc argumente, nu mă iau după argumentele pe care le vehiculează cinematografia asupra popularea, artele nucleare. Într-adevăr, am arătat că suntem capabili și noi să ne distrugem. Am ajuns atât de deștepți încât putem să ne distrugem de câteva ori. Ajunge ca să ajungă la buton unde sfera. Și totul se duce pe alba său. Dar vreau să aduc argumente serioase pe bune din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia vorbește foarte clar. Și primul argument este în creație. Primul argument pentru aceasta este în creație. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om și Geneza 1:26 până la 28 spune: apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a creat pe om cu un scop foarte clar. Dumnezeu nu l-a creat pe om să facă umbră pământului, ci l-a creat să stăpânească, să domnească. De aceea l-a creat Dumnezeu pe om. Ba mai mult, ca să poată să facă lucrul ăsta, Dumnezeu l-a creat după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu a făcut pe om după chipul sau l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească. I-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-vă și stăpâniți peste peștii mari, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a creat pe om pentru un scop foarte bine definit. Și scopul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Scopul lui Dumnezeu rămâne același. De aceea și chiar din creație vine un motiv foarte tare a faptului că lumea trebuie să se sfârșească ca sistem. Domnul Iisus îl anunță pe diavolul ca și stăpânitorul viacului acesteia. Dar viacul acesta are sfârșit. Și Dumnezeu vrea să-și ducă omul din nou în poziția lui de stăpânire. Atunci când Iisus Hristos a venit și a spus: toată puterea, toată autoritatea mi s-a dat în cer și pe pământ. Mergeți! El a venit și a luat tocmai această putere și autoritate, a luat-o și este timpul în care el transferă autoritatea lui către biserică. Stăpânirea lui o transferă către biserică și câtă autoritate exerciți, atâta ai. Câtă autoritate exerciți, atâta ai. Dar în Hristos ai toată autoritatea. De aceea, nimic din ceea ce aparține împărăției lui Satan nu poate să se opună, pentru că autoritatea lui Hristos este superioară. De aceea, este normal să mergi împotriva bolii, în autoritate, Domnul Iisus Hristos n-a mers.
plângându-se, lamentându-se ce mers în autoritate. Este normal să mergi împotriva morții în autoritate. Toate lucrurile trebuie să le faci în autoritate, pentru că autoritatea Bisericii este autoritate superioară a autorității lui Satan. De aceea, nu trebuie să fie frică. Cineva spunea, dar nu te temi de diavolul că... Și-a zis, nu mă temi, de-aia să temi. Păi cum adică tu nu te temi de rău? Nu mă temi. Mi se pare foarte normal. Nu mă temi. Pentru că cine este Hristos? E mai tare. Spune că e mai tare cel care e mie decât cel care e lumea. De ce să mă temi? De ce să mă temi? Pentru că nu mă duc pe compromis, ci mă duc pentru cel care este mine, mă duc pentru lucrurile astea. Ea a venit ca noi să luăm autoritatea și să mergem pe cea. De aceea, nu te îndrăzneală și te ascultă. Așa, adică, dacă până la urmă trebuie să mergi. Când Dumnezeu te trimite, până la urmă trebuie să mergi. Și dacă nu mergi de prima dată, îți aduce vorul mare. Și totuși, nu? Al doilea argument vine din natură. Principiul al doilea, termodinamicii. Spune că orice sistem deschis pierde energie și energia lui tinde la zero. Dacă lumea noastră, Universul și toată ar avea mii și miliarde de ani, cum spun el, nu ar trebui și nu ar primi energie de undeva, nu ar avea nicio șansă să mai existe la ora actuală, că tot ce înseamnă energie s-ar fi dus. Dar și știința pretinde că, în mod calculat, logic, tot ce există ca și creație, poate să fie undeva până la 10.000 de ani, numai mult. Și tot timpul primește energie din exterior. Pentru că altfel s-ar dispare pe toată energia. Înseamnă că de undeva primește energie. Și Biblia spune că Dumnezeu ține Universul în palma lor. El măsoară Universul între două degete. Grozav Dumnezeu. Grozav Tatăl. Și dacă Universul se extinde, mâna lui îl cuprinde, se extinde. Probabil că nu e de la vârf la vârf, ci undeva de aici. Deci, nu știu, dar adevărul că le ține și tot timpul suflă viață în ele. Și de aceea nu se distruge. Principiul 2 al termodinamicii spune că sistemul ăsta trebuie să termine. Trebuie să termine. Și noi știm că Dumnezeu este în control. Apoi, din natura lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu cere un timp al sfârșitului lumii ca și sistem. În primul rând, sfințenia lor. Dumnezeu este Sfânt. El este în momentul ăsta separat, în afară. El este în afara creației, pentru că creația este întinată. Chiar dacă El locuiește în noi, creația nu este regenerată. Ca Dumnezeu să umple lucrurile în gloria Lui. Sfințenia Lui cere să fie separat. Atâta vreme cât există păcatul, acolo unde este păcatul, Dumnezeu nu este. Unde este fără de lege, Dumnezeu nu este. Dar Sfințenia Lui cere ca El să umple tot Universul. Și Sfințenia Lui cere ca lucrurile să schimbe. De aceea lumea asta ca sistem se sfârșește. Pentru că Sfințenia Lui Dumnezeu va umplea tot Pământul, așa cum apele umplu fundul mărilor. Apoi dreptatea Lui Dumnezeu. Dreptatea Lui Dumnezeu cere ca ea să fie împlinită. Chiar dacă astăzi harul oprește judecata, mila oprește judecata, vine un moment în care dreptatea lui Dumnezeu se înfăptuiește. Vine un moment în care dreptatea lui se va face. Dar până atunci există acest tambor al harului, minunatul tambor al harului care funcționează pentru noi, a funcționat și funcționează și pentru ceilalți. Dar vine un moment în care harul acesta se ia și dreptatea lui Dumnezeu se va manifesta. Și acela este momentul în care, și când dreptatea lui Dumnezeu se face, se face. Când dreptatea lui Dumnezeu se făptuiește, se făptuiește. Apoi, credincioșia lui. Și nu se referă la acțiunile pe care Dumnezeu le face în fiecare zi, ci se referă la promisiunile lui. Credincioșia lui vis-a-vis de Israel. Credincioșia lui vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. Credincioșia lui vis-a-vis de biserică. De ce ați Sfinții sub altar? Și acolo sub altar, Sfinții sub altar, sunt frații noștri, este biserică. Biserica, Sfinții care au fost martirizați, sunt acolo sub altar și ei spun, până când stăpâne, Doamne, întâi, Tu ai promis, Tu ai promis. Și credincioșia lor îl obligă ca să aducă acest moment.
Alte argumente vin din Scriptură. Scriptura este plină de argumente, plină de cuvinte care vorbesc despre acest vrem. Vremuri a sfârșitului lumii ca sistem, începutul glorificării. Biblia, Vechiul Testament, Daniel este o carte care vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu și arată suveranitatea lui Dumnezeu în lumea noastră, pentru ca să o folosească ca argument pentru suveranitatea lui Dumnezeu în tot Universul, nu numai în istorie. Arată că Dumnezeu îl ridică pe lepura de țară, dar trimite și la păscudiar, pentru că este Dumnezeu. Și atunci este extraordinar. Daniel vede vremurile sfârșitului și el știe că Dumnezeu este în control. Profeții mici. Sunt mulți profeți mici pe care mulți aproape că îi ocolesc pentru că nu știu la ce se referă. Nu înțeleg ce spun acolo. Dar ei vorbesc despre ziua Domnului. Ziua Domnului pe care Dumnezeu o aduce nu este o zi de care să ne fie frică. Este o zi pe care să o așteptăm. Pentru că ziua Domnului aduce glorificarea. Învățătura Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a învățat foarte mult despre aceasta. De fapt, El a venit să pregătească ziua Domnului. El a venit să aducă împărăția Lui și domnia Lui. De ce a venit Domnul Iisus? Ca să aducă justificarea în vederea glorificării. Și Iisus își așteaptă acel moment al întâlnirii Lui cu mireasa, cu biserica Lui, pentru ca să fie, să o ducă în glorie, să o prezintă înaintea Tatălui. Știți de ce trebuie să fie glorificată biserica? Pentru că biserica trebuie să fie prezentată înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui. Și înaintea Lui nu o duci oricum. De ce spune Pavel să prezintă înaintea Lui o mireasă fără zbată, fără zbărcitură, fără nimic, ci totul perfect? Pentru că Iisus Hristos trebuie să o prezintă înaintea Tatălui, înaintea Cerului. Și dați-mi voi să vă spun că va fi următorul mare wow în Împărăția lui Dumnezeu în cer. Atunci când vor vedea mireasa, cerul între vă spune wow. Îngerii vor spune wow. Acum ei nu înțeleg, se uită, nu înțeleg lucrurile. Nu înțeleg harul, pentru ei este de neînțeles. Când văd omul răscumpărat, că dă în bară, îngerii știu, dacă eu dau în bară, am dispărut. Hăla, o dat o bară astăzi, tatăl îl ia în brațe, îl pupă, îl șterge, îl pune, se meargă mai departe. Iar o dă bară, nu înțeleg harul. Dar atunci când vor vedea mireasa, toți îngerii vor spune wow. Pentru că Iisus va prezenta o mireasă glorificată. Ești destinat gloriei. Următorul eveniment este glorificarea. De ce anume e frică de sfârșitul lumii? Lucrurile astea au să se întâmple. Trebuie să se întâmple. Și Petru spune, dar pentru că știi că toate lucrurile astea au să se strice, au să se dizolve. Ce fel de oameni ar trebui să spună? Așteptând și grăbind. Deci nu numai că așteptând și grăbind. O, Doamne, mai repede. O, dar o să fie nasol. Nu contează, mai repede. O să fie nasol pentru lume, ca sistem. Și când vorbesc de lume, nu mă refer la oameni. Îi mulțumesc Tatălui pentru fiecare zi de întârziere în care frați, prieteni, soți, se întorc la Domnul. Îi mulțumesc pentru oameni. Și dacă, în mod de crezi, înainte ziceam, o, da, lasă-i pace, îmi mulțumesc, Doamne, mersi. Știu că încă un prieten, încă un frate, încă un verișor s-a întâlnit cu tine. Mulțumesc. Dar pe lângă aceasta știu că vine acea zi. Pentru că El este credincios să facă. Și Domnul Iisus învață pe ucenici. Matei 24 îi provoacă, îi învață aceste lucruri. Și ceea ce le spune Domnul Iisus, le spune să se pregătească pentru glorificare, să se pregătească pentru aceste lucruri. Pentru că Domnul Iisus nu a venit ca un filozof idealist, cum spun unii, că toată învățătura Lui este o învățătură moralizatoare. Nu, El n-a venit ca filozof moralist. El a venit ca Mântuitorul și Domnul. De ce ne trebuie ca să îl onorăm pe El ca Domn și Mântuitor? Pentru că de-aia a venit El, nu ca un filozof moralist. Învățătura Noului Testament este plină de aceste semne ale sfârșitului. Toți apostolii vorbesc despre aceasta. Toți apostolii punctează la acest moment. Pavel vorbește tesalonicenilor despre momentul întoarcerii și despre faptul că noi vom merge să-L întâmpinăm în văzduh.
să fim împreună cu El. Petru arată că odată ce vine judecata, aceasta nu vine cu scopul de a distruge, ci cu scopul înnoierii. Ioan vede în Apocalipsă toate aceste lucruri desfășurându-se și ni le transmite, arătând că Iisus este în control, că Domnul este în control. Toate aceste învățături sunt pentru noi o încurajare, sunt o întărire a inimii noastre, o provocare pentru fiecare din noi să mergem pentru acest lucru. Atunci când acest moment este un moment de spaimă, oi, vine sfârșitul lumii, este greu să te grăbești pe el, să te bucuri pentru el. Dar când îl vezi ca un moment al glorificării, nu spune Dumnezeu, nu spune Biblia, nu spune Domnul Iisus, spui, vino Doamne Iisus. Atunci pentru asta cu mine să grăbesc, să aștept acest lucru și să grăbesc. Este provocarea pentru noi. Și vreau ca să mergem la aceste învățături în perioada următoare, cu această setare a minții noastre, sunt destinat glorii. Toate lucrurile astea trebuie să se întâmple, ca eu să fiu glorificat. Toate lucrurile astea trebuie să se întâmple, pentru că eu să pot să stau înaintea lui Dumnezeu și să fiu glorificat. Toate lucrurile astea urmează să vină, pentru că Dumnezeu l-a hotărât din veșnicie, pentru că eu să fiu glorificat. Știți că lucrurile astea au fost hotărâte din veșnicie? Știți că nimic, creația n-a început până ce nu a spus Fiul, iată-mă, vin să fac voia ta. Până ce Fiul nu a spus, Tată, știu, în greba, dar o să păcătuiască, o să mor, dar nu mai fi glorificarea, vreau toate lucrurile astea. Și atunci Dumnezeu a creat lucrurile. Încă din veșnicie s-a hotărât. Din veșnicie Dumnezeu a spus câte fire de păr o să am în 9 august 2015. Pentru că l-a hotărât toate lucrurile astea. Și El le cunoaște toate lucrurile astea. Fără efort, le cunoaște prin natura lor. Unii și chipe că fiecare dimineață Dumnezeu dă cu piatră și numără păr. Nu vă place. Le cunoaște prin natura lor. Nu vă întrebuiți să facem. Aia facem. Și constatăm că mai mers 15, 20, 30 de fire. Sau nu mai face că nu mai avem așa. Nu? N-avem nicio chedică să ne mânghem de pe frunte până la ceafă. Dragii mei, concluzia zilei de astăzi este că suntem destinați cu Domnul. Fiecare din noi suntem destinați cu Domnul. Și Dumnezeu aduce acest moment al Domnului. Și pentru asta strigătul nostru este vină Doamne Iisus. De aceea închinarea noastră îl glorifică pe El. De aceea onorarea pe care o aducem în cântare îl glorifică pe El. De aceea spunem că El merită toată lauda, toată cinstea, toată închinarea. Dar până atunci, voia Lui să se facă. Și ca voia Lui să se facă, eu trebuie să merg pe voia Lui. Și trebuie să meargă nimeni. Mare, fiecare trebuie să meargă adică pentru voia Lui. Noi trebuie să mergem și să întâlnim voia Lui. Pentru că atunci se întâlnește voia Lui. Nu când declară, ci când o înfăptuim. Voia Tatălui s-a întâlnit în viața Domnului Iisus. Nu când a declarat, ci când a înfăptuit. Este același lucru și pentru noi. Atunci când declarăm, ne punem de acord cu El. Și când înfăptuim, lucrurile se văd. Atunci deja devin realitate. Și la asta suntem chemat. Și pentru că toate aceste lucruri au să se strice, pentru că toate aceste lucruri sunt sortite judecății de Dumnezeu. Ce fel de oameni ar trebui să fim, mai spune Petru, în 2 Petru, capitolul 3, așteptând și grăbind venirea Domnului. Dar până atunci, noi suntem provocați să trăim o viață sfântă și evlavioasă. Așteptarea înseamnă a trăi conform principiilor lor. Grăbirea înseamnă am primit voia Lui. Și voia Lui este simplă. Este bună, plăcută și desăvârșită și este simplă. Domnul Iisus ne spune care este voia Lui. Care este voia Domnului Iisus? Mergeți în toată lumea, faceți ucenici în toate neamurile, învățându-i. Asta este voia Lui. Să facem ceea ce a făcut. Pentru că prin asta împărăția se extinde. Prin asta împărăția Lui ajunge la fiecare. Și astăzi
știind lucrurile astea, că El are un popor destinat glorie, în acest popor destinat glorie nu pot să fii parte decât atunci când El este Domnul tău. Până ce nu devine El Domnul tău, Domnul domnilor și regele regilor, nu ești în acest club select. Este cel mai select club. Toate celelalte cluburi au din multe categorii, dar clubul lui Dumnezeu are numai Domn, Regi, Regine. Este un club foarte exclusiv, dar este un club foarte deschis. Și din slujitor poți să ajungi Rege. Atunci când îl accesi pe ca Domnul vieții tale. Pentru că aceste lucruri urmează să vină. Soluția nu este o buncă. Soluția nu sunt rezerve de hrană și de apă pentru o perioadă lungă. Mulți deja se pregătesc. Știu de firme care produc buncăre care costă până la un miliard de dolari, care rezistă la lovituri atomice succesive, care îți asigură aer, filtre de aer, hrană. Sunt care au sere subterane pentru a produce tot ce are nevoie, legume, animal. Sunt buncăre care costă miliarde ca să îți filtreze apă, ca să poți să trăiești 40-50 de ani acolo cu familia ta, până ce efectul radiaților dispare. Dați-mi voie să vă spun că nu ai problemă. Și faptul că Dumnezeu este Cel care judecă și efectul judecății Lui nu dispare. Efectul Lui dispare, judecății Lui dispare într-un singur fel. Biblia spune, omule, îmbacă-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Deci astăzi îți dau două motive să te împaci cu Dumnezeu. Una, să intri în acest loc, a celor destinați glorie. Și doi, să știi că este singurul om în care poți ca să scapi judecata lui Dumnezeu, împăcându-te cu Dumnezeu astăzi. Pentru că dacă astăzi te împaci cu El, El nu are niciun motiv să fie chemat la judecată. Știm din sistemul oamenilor. Chiar dacă te-ai dat în tribunal, dacă te duci și te-ai împăcat, te duci la tribunal și te-ai declarat, i-am împăcat. Și atunci judecătorul spune, trasat. Exact la fel face Dumnezeu. Amin. Când te duci și te împaci cu El, scrie pe El, trasat. Mântuit. Amin. Justificat. Dați-l la o parte. Cază-te-a. Și asta este provocarea pentru tine astăzi. Și dacă ai simțit provocarea de a intra în acest club exclusivist, dacă ai simțit provocarea de a te împăca cu Dumnezeu, vreau să spun că răspunsul corect este da. Răspunsul corect este da. Răspunsul corect nu este mâine. Răspunsul corect nu este mă mai gândesc. Există un singur răspuns corect. Da. Amin. Și este singurul răspuns care îți garantează. Pentru că Biblia spune astăzi, dacă auziți glasul, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și te aștept ca să vorbim lucrurile astea la urmă. Dar până atunci ne să ridicăm mâinile spre binecuvântare. Dar Tată, îți mulțumim că suntem destinați lor. Este un feeling extraordinar. Este un simțământ extraordinar. Să știm că destinul nostru este măreț împreună cu tine. Este securizat în mâna ta. Este garantat de tine. Și îți mulțumim că lucrurile care urmează să vină nu ne spere, ci din potrivă ne întăresc credința noastră că destinul nostru este împreună cu tine. Și mă rog ca fiecare din locul acesta să fie destinat lor. Fiecare din locul acesta să trăiască această siguranță a destinului lor în glorie împreună cu tine. Și pentru cei care nu l-au, mă rog astăzi să vină. Dragă Doamne, mă rog ca tu să convingi și să atingi inimile care trebuie convinsă astăzi. Și pentru toate îți mulțumim. Îți mulțumim pentru ziua de astăzi. Mulțumim pentru hrana, pentru binecuvântarea care ne-a dat. Îți mulțumim pentru zilele care tu ne-ai dat, pentru că toate sunt în mâna ta. Și răsuiți binecuvântarea ta peste fiecare din locul acesta, în săptămâna care urmează. Binecuvântare peste locurile de muncă, binecuvântare peste casă, peste cămară, peste familie, peste copii. Binecuvântarea ta, revărsarea harului și a focului tale. Vă rog, Doamne,
ca toate lucrurile, toate promisiunile tale să vină în ființă. Și numele Tău să fie glorificat. Și cât despre noi, vrem ca voia Ta să împlinească în viața noastră și alegem să mergem pe voia Ta. Alegem să mergem să împlinim voia Ta. Alegem să mergem acolo unde voia Ta este în desfășurare. Pentru că Tu să primești toată gloria, toată slava, toată cinstea. Amin.